Colegiul Național de Cebal din Deva și Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni vă invită să participați la cel mai important salon fotografic din județul Hunedoara. Intitulat Însemne Fotografice, evenimentul are loc într-o atmosferă festivă în sala ProArte a Colegiului Național de Cebal, mâine, în data de 2 noiembrie, la ora 18. Salonul Hunedorean de artă fotografică, intitulat Însemne Fotografice, se află în fața unui eveniment aniversar și anume 10 ani de existență. Însemne Fotografice a rămas, prin numărul participanților, un eveniment reprezentativ în agenda culturală a județului Hunedoara, fiind o radiografie a locului și importanței pe care o ocupă fotografia în arta hunedoreană. De-a lungul anilor au expus artiști consacrați ce reprezintă cu succes arta fotografică la nivel național și internațional, elevi sau cursanți din cadrul școlii de fotografie pe care am coordonat-o în cadrul Asociației Artiștilor Fotografi Hunedoreni. Chiar și în cei 2 ani în care arta a suferit o schimbare fără precedent din cauza pandemiei, cu luni de izolare și evenimente decalate sau mutate în mediul online, dorința noastră de a păstra continuitatea evenimentului ne-a determinat să nu renunțăm. În cadrul celor 10 ediții a salonului au participat majoritatea fotografilor hunedoreni activi stabiliți în județ, în țară sau în cele mai îndepărtate locuri din lume. Colecția de imagini este impresionantă, fiind alcătuită din 489 de lucrări, aparținând a 171 de autori. Am putea spune o cronică în imagine a evoluției artei fotografice hunedorene timp de un deceniu. Cu această ocazie lansăm un catalog aniversar, iar între coperțile catalogului aniversar rememorăm, păstrăm și transmitem o filă de istoria fotografiei hunedorene ce completează patrimoniul cultural artistic, scoțând în evidență specificitatea locală. Dacă valoarea operelor și saloanelor noastre merită apreciate ca un reper pentru arta fotografică, timpul își va spune cuvântul. Și în acest an, evenimentul este organizat sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi Hunedoreni. Fotografia rămâne cea mai percutantă și pertinentă formulare conceptuală dintre domeniile artelor. Evenimentul se va desfășura pe acorduri de muzică jazz interpretate de chitariștii Zoltan Turi și tânărul Luca Stan.